Fostul premier Viorica Dăncilă a demisionat din funcția de consilier de la Banca Națională. Aceasta a anunțat că dorește să revină în politică, iar poziția sa în BNR nu i-ar fi permis acest lucru. Viorica Dăncilă se desparte însă de PSD, arătând că nu se mai regăsește în acest partid. Nu eu i-am trădat, ei ne-au trădat pe mulți dintre noi, le transmite aceasta foștilor colegi. Viorica Dăncilă a ales să se alăture unui partid proaspăt înființat în luna februarie, Partidul Națiune Oameni Împreună. E unul din care nu par să facă parte alte figuri ale politicii mai cunoscute, ci mai degrabă tineri cu experiență în mediul privat.